Delfinoterapia este, face parte din terapiile cu animale și este de bun augur și dorită ca mijloc terapeutic și dacă s-ar putea face în România, bine ar fi. Ăsta este și motivul pentru care la inițiativa viceprimarului cu funcție de primar actualmente Decebal Făgădău, care m-a rugat să-l primesc pe domnul Gemănarul în noiembrie anul 2012 pentru a iniția un proiect comun pentru delfinoterapie. M-am bucurat. Delfinoterapia este, ar fi ceva deosebit să putem face și noi. Am semnat un protocol de colaborare care avea o rezonanță mai mult științifică în sensul organizării. După care am început să facem demersurile de organizare. Astea am însemnat în prima legătură cu asiguratorul. Care asigurator? Tocmai polița fusese făcută în octombrie, cu o lună înainte, nu a acceptat să extinderea poliției pe aceeași sumă cu această nouă activitate. Am avut și situația în care am întrebat, bineînțeles, Consiliul Științific. Consiliul Științific este un for decizional în care, într-o instituție ca a noastră publică cu caracter științific. Consiliul Științific și-a exprimat în scris punctul de vedere, considerând că inițiativa noastră de a iniția delfinoterapia prin separarea delfinului Pei-Pei, la acea dată ușor bolnăvior, dar bolnăvior cu o leziune osoasă, nu cu o leziune infecțioasă sau ceva periculos, dar care era bine, după părerea mea, să-l separăm de femele. Separarea acestuia într-un alt bazin, bazinul actualmente folosit ca delfinariu, rămânând femelele dincolo, pe o perioadă scurtă de timp pentru a putea testa cum ar merge delfinoterapia. Deci, cum spuneam, Consiliul Științific a refuzat această activitate, considerând-o prea riscantă și considerând că riscantă pentru delfin, riscantă pentru copii, riscantă pentru autoritatea generală a instituției, pe de o parte, și pe de altă parte, noi când am achiziționat acești delfini, am achiziționat într-un proiect, într-un program. Programul științific nu include delfinoterapia și ar trebui ca acest program să fie inițiat la nivel de minister, acolo unde ne-am primit fondurile și acolo unde ne-am primit aprobările ca să avem acești delfini. Motiv pentru care l-am chemat pe domnul Gemănaru, i-am explicat ce se întâmplă și am semnat împreună cu dumnealui un protocol de reziliere. Dumnealui a înregistrat ca fiind să spunem așa, un refuz al Consiliului Județean, care nu mă lasă să fac delfinoterapia. Realitatea este că sunt mulți alți factori, asiguratori și Consiliul Științific, care au fost împotriva delfinoterapiei la acea dată, în condițiile din 2012. Ulterior, delfinul Pei-Pei a murit, leziunile lui s-au agravat și până la urmă a murit în 2013 și am rămas cu două femele. Deci orizontul delfinoterapiei s-a îndepărtat în prezența doar a două femele. Mai mult, a început reabilitarea delfinarului descoperit și de 2 ani de zile, 2014 și 2015, uite, funcționăm în delfinariu acesta mic, delfinariu pe care îl gândeam pentru interacțiuni cu delfinii, inclusiv delfinoterapie. Ăsta este un alt motiv pentru care noi încă la ora actuală nu putem iniția delfinoterapia. În continuare, asiguratorul este împotriva extinderii riscului și cu delfinoterapia și bineînțeles că nu am putut nici noi să-i prezentăm o situație de risc și așa asigurarea delfinilor este o noutate pentru orice asigurator, foarte greu ne găsim asiguratorul, iar să mai introducem în asigurarea delfinilor încă o activitate care este în sine noutate pentru România, înseamnă o complicare a existenței noastre și a dosarului de asigurare. Dar, acum a tușit un delfin. Dar noi în continuare ne dorim delfinoterapia. La ultima inițiativă a asociației Marea Neagră cu delfinoterapia la Consiliul Județean, Consiliul Județean a fost în principiu de acord. Dar ca și atunci, în 2012, ne-a cerut nouă complexului muzeal să ne expunem punctul de vedere. Și în continuare, îmi doresc să fac delfinoterapie, dar în continuare răspunsul este că în condițiile actuale nu putem face delfinoterapie. De ce? Din cauza faptului că, după cum vedeți, suntem în bazinul mic, într-un bazin în care trebuie să desfășurăm și activității specifice instituție, respectiv de contact cu delfinii, interacțiuni cu delfinii la nivel de demonstrații de inteligență, și ar trebui să facem și interacțiuni în sensul delfinoterapiei. Cum vom putea vorbi concret despre delfinoterapie la Constanța? Atunci când vom avea două bazine funcționale,
este vorba de actualul bazin în care sunt delfinele și cel nou, vom putea gândi o variantă de lucru cu delfinoterapia. Dar pentru delfinoterapia este necesar în primul rând un delfin care este antrenat pentru contactul cu orice om. Acest delfin, și veți vedea în imaginile următoare, acești delfini nu sunt antrenați pentru contactul cu străini. Mai mult, avem un dresor pe care îl veți vedea, intră în apă și nu îl primește, nu-l acceptă, din cauza faptului că este un dresor, o fată nouă, de câteva luni de zile. Pentru asta trebuie să faci un program special de antrenament al delfinilor pentru contactul cu oamenii străini, cu oricine, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ai siguranța unui delfin care nu are niciun fel de reacții vis-a-vis de o eventuală reacție a unui copil cu dizabilități. Copilul poate striga, poate iniția o manoperă care să fie luată ca agresivă de către delfin. Poate lovi fără să vrea. E un copil care are o anumită afecțiune, pe de o parte. Toate astea trebuie să fie făcute. Cum aș vedea eu lucrul acesta? Ca să nu mai fie nici întrebări de genul: bun, sunt delfini luați cu bani publici, asigurați din bani publici, pentru un proiect care este stabilit cu Ministerul Culturii și care nu include delfinoterapia, cum o putem realiza, fiindcă este păcat să nu o facem, poate vom avea o dată posibilitatea asta, este să ținem acești delfini care sunt luați pe un proiect diferit de delfinoterapie, să eliberăm acest bazin și să gândim împreună cum am putea aduce, eventual asociația să aducă un delfin care să fie dresat sau pe care să intre într-un program de dresaj cu delfinoterapie. Noi putem să-i dăm oameni, putem să ne ocupăm de acel delfin, să-l dresăm. Noi vrem să facem acest delfin să fie un delfin pentru interacțiuni. Interacțiunile cu delfinii nu presupun doar delfinoterapia. E cel mai nobil, delfinoterapia. Însă poți să faci acțiuni pentru simpla fotografiere. Interacțiuni care să aibă un rost comercial. Și atunci, valoarea delfinului, care este foarte mare, valoarea asigurării, care și ea este importantă, și mai departe, întreținerea acestuia să fie disipate pe niște costuri să spunem așa, pe un buget care să fie asigurat și din alte activități. Fiindcă, dacă am pune să facem delfinoterapie, am ajunge la prețurile spuse de domnul Gemănaru. Minimum 100 de euro, așa cum este peste tot la delfinii pentru delfinoterapie. Și în Ucraina, unde se face, și în Istanbul. Vis-a-vis de acreditarea, sunt foarte multe activități și meserii neacreditate în România. Sunt foarte multe. Inclusiv dresorul de delfin nu este acreditat la noi. Dresorul și diplomele care le au acești oameni, dresori aici, sunt doar acceptate de instituție, iar ei sunt încadrați ca artist circ. În general, psihoterapeutul este o meserie, e în codul de meserie, este ok. Însă delfinoterapia și alte terapii cu animale, cu câini, cu cai și așa mai departe, nu sunt în nomenclator. Din păcate, va trebui să se facă un update, o reorganizare a nomenclatorului de meserie, fiindcă sunt foarte, foarte multe meserii care nu sunt, mi se pare că și cel de blogger, nu? Care, pentru cei care nu înțeleg, care ar fi costul unui delfin, care ar fi costul pregătirii și mai ales cât ar dura pregătirea lui pentru astfel de activitate? Păi vă spun că un delfin dresat poate să-ți costă și 200.000 de euro. Un delfin dresat ar trebui să fie femelă, iar femelele sunt cu 50% mai scumpe. Asta este piața, asta este situația. Deci am putea ajunge la 300.000 de euro cu o femelă blândă.